memoria. L-am cumpărat din aeroport. Mi-a plăcut foarte mult. Un breloc din Nicaragua. O geantă care și cum o poate duce. Un breloc care țin foarte mult la el. E o iconiță care ne apără de necazuri și ne îndreaptă pe drumurile cele drepte. Mihai Ciobanu are peste 200 de astfel de accesorii pentru chei, aduse din mai bine de 40 de țări, din America, Portugalia, Israel, Franța și din multe alte colțuri ale lumii, unde a avut ocazia să cânte. Mergeam în turnee cu orchestre la diferite festivaluri și banii nu ni se dădea atâta ca să împlem valizele cu bani. Dar cumpăram niște chițăbușuri așa să purtăm în amintire ceea ce am văzut. Înainte de a descoperi farmecul acestor lucruri, artistul colecționa cravate și a ajuns să nu mai aibă loc pentru depozitare. Brelocurile însă sunt mult mai compacte. Cântărețul deseori le admire și își aduce aminte de țările din care le-a adus. Cel mai scump pentru sufletul omenesc sunt pentru mine breloacele care poartă un simbol al credinței. De exemplu, din Georgia aici scrie Tatăl nostru. E lucru știut că Mihai Ciobanu mai colecționează farfurii și clopoței, dar artistul se bucură ca un copil anume când cineva îi aduce câte un breloc. Multe mi le-au dăruit prietenii care știu că colecționez. Unul este ăsta cu sigla muncii mele, aș zice. Mihai Ciobanu cânt și de acasă și mă bucur. Chiar dacă sunt niște lucruri simple pentru Mihai Ciobanu, asta e o adevărată avere pe care a adunat-o timp de mai bine de 40 de ani.